Deci v-am spus, trebuie să plecăm de la rolul Parlamentului, de la nevoia de securitate și de a păstra în același timp și de a consolida drepturile și libertățile fundamentale. Viața privată trebuie protejată, demnitatea umană trebuie protejată și în același timp trebuie pentru decidenți în fiecare moment să fie pe masa lor toate informațiile necesare pentru a asigura securitatea. Controlul civil, controlul parlamentar trebuie să fie un control real și nu trebuie să existe niciun domeniu, nici la Ministerul Apărării, nici la Ministerul de Interne, nici la DICOT sau la DNA, unde există tehnică, unde se face muncă informativă, fără să aibă un control parlamentar.